Salată de fructe. Rețeta lui Mary Poppins. 2 portocale, 1 grapefruit, 1 măr, 1 pară, 150 de grame de struguri, 1 banană, jumătate kilogram de căpșune opțional. Deasupra unui castron, decojiți portocalele și grapefruitul, sucurile se vor scurge în vas. Cu un cuțit mic și ascuțit, tăiați-le în bucăți și lăsați-le să cadă în castron. Curățați de coajă mărul și pară. Tăiați-le felii sau în cubulețe, în orice formă preferați, dar nu în ambele. Amestecați-le cu portocalele și grapefruitul. Citricele vor împiedica mărul și pară să capete o culoare maronie. Spălați strugurii, iar în cazul în care sunt cu sâmburi, boabele se taie în jumătate și se îndepărtează sâmburii. Decojiți și feliați banana. Amestecați-o cu celelalte fructe. În cazul în care salata nu este suficient de dulce, presărați peste în ea niște zahăr fin. Vor fi suficiente sucuri naturale, așa că nu mai este nevoie să adăugați sirop. La final, chiar înainte de servire, spălați și curățați căpșunele. Tăiați-le în jumătate și amestecați-le cu celelalte fructe. Mary Poppins servește această salată cu frișcă la petrecerile deosebite.